Ținând cont de faptul că autoritățile administrației publice locale se confruntă cu blocaje privind îndeplinirea condițiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure stabilitatea politică ca urmare a reorganizării unor partide politice, alianțe politice sau alianțe electorale, după caz, se impune armonizarea legislației specifice acestor categorii de aleși, se mai arată documentul publicat în Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare, primarii, președinții consiliilor județene, consilierii locali și consilierii județeni, precum și candidații care au fost declarați supleanți, își pot exprima în scris și o singură dată opțiunea cu privire la partidul politic, organizația minorității naționale din care doresc să facă parte sau să devină independenți, fără ca aleșii locali respectiv să-și pierdă calitatea dobândită în urma alegerilor. Cu alte cuvinte, aleșii locali au, începând din acest moment, posibilitatea să se transfere la alte formațiuni politice, fără teama că și-ar putea pierde scaunele. PDL pare cel mai afectat de ordonanța de urgență, mai mulți aleși locali manifestându-și intenția de a se transfera la PSD. În Dâmbovița vor deveni socialdemocrați cu acte în regulă aproape 20 de primari PDL și mult mai mulți consilieri locali. Unii dintre edilii democrat-liberali au făcut pasul spre PSD cu mult timp înainte de a fi publicată ordonanța de urgență, reușind performanțe remarcabile pentru candidații socialdemocrați de la parlamentare și europarlamentare. Președintele PDL Dâmbovița, Iulian Vradu, s-a obișnuit cu ideea că va fi părăsit de jumătate dintre primari, dar nu cunoaște numărul exact al migratorilor. Sunt în jur de 16-17 primari care vor pleca din Partidul Democrat-Liberal la PSD. Referindu-se la motivele migrației aleșilor către PSD, Vladu a afirmat că unii traseiști ar fi șantajați sau amenințați de liderii socialdemocrați. Sunt consilieri locali amenințați în teritoriu că vor pierde locul de muncă dacă nu vor trece în barca PSD. Ăsta este PSD-ul din județul Dâmbovița. Nu s-a schimbat cu nimic față de acum 10 ani de zile. Situația de la Dâmbovița este întâlnită și în alte județe. În Teleorman, de exemplu, cel puțin 8 primari aleși în 2012 pe listele PNL și PDL vor face pasul către PSD. Pe scena politică giurgiuveană, plecările sunt din PNL spre PSD, iar în Argeș tot PSD este la mare căutare. Câțiva edili democrat-liberale au acceptat să intre în armata roșie a lui Victor Ponta.